Se consideră funcția f definită pe r cu valor în r, f de x egală cu sin pătrat de x plus 4 cosinus de x. Da? Pe care, vedeți, sin pătrat e 1 minus cos pătrat, pot să o mai scriu așa. Minus cos pătrat de x plus 4 cos de x plus 1, ca să o scriu în funcție de aceeași funcție. Da? 691, ia. F de pi pe 3. E, aici o calculez direct cu asta. Sin de pi pe 3, sin de 60 de grade. E radical din 3 pe 2 la pătrat plus 4 ori cos de 60, 1 pe 2. Da? Ăsta cât face? 3 pe 4 plus 2 cu 4 cât dă 8 cu 3, 11 pe 4. Răspuns corect A. 692. Valoarea maximă a lui f. Păi, ia uitați, cum funcția mea f de x, iată, am găsit-o aici, era minus cos pătrat de x minus cos pătrat de x plus 4 cosinus de x plus 1. Când cosinusul îl parcurge, când x-ul parcurge pe r, cosinusul știți unde se găsește? În intervalul minus 1, 1. Și atunci, iată, făcând substituția cos de x egal cu un t, eu voi obține funcția aici g de t egal cu cine? Cu minus 3t pătrat plus 4t plus 1 pentru t între minus 1 și 1. Și trebuie să determin maximul acestei funcții. Păi fiind o parabolă, fac graficul, ce să mai, da? Deci odată rădăcile ia minus t pătrat plus 4t plus 1 egal cu 0, cât e delta? 4 la pătrat 16 plus 4 20, deci rădăcinile. T1 2 egal cu minus 4 plus sau minus radical din 20, care e 4 ori 5, deci 2 radical din 5 pe 2a, pe minus 2. Simplific printr-un minus 2, cât îmi dă 2 plus sau minus radical din 5. Nu zic minus plus, că oricum ele sunt arbitrare, da? Deci o rădăcină este 2 plus radical din 5. Da? Una este 2 minus radical din 5. Ce mai întrebe mie la graficul unei funcții de gradul 2? X vârf și Y vârf, nu? Deci X vârf este minus B pe 2A minus 4 pe minus 2 egal cu 2, iar Y vârf este minus delta, care era 20, deci minus 20 pe 4A pe minus 4, adică 5. Deci, graficul funcției mele, hai că-l facem aici. Ia. T-ul și G de T-ul ăla, da? Bun. X-ul este la X-ul 2, Y-ul este 5. Da? X2, Y-ul este 5. Ăsta este vârful. Observați cum parabola mea e cu ramurile jos, că A-ul este negativ. Da? Și mai are rădăcile 2 plus radical din 5. 2 minus radical din 5 cât face? 2 minus 2 și ceva este negativ. 2 minus radical din 5, da? Deci parabola mea vine în felul acesta. Mie însă îmi trebuie maximum, sau ce-mi zicea, maximum, parcă când T-ul este între minus 1 și 1. Deci T-ul este între minus 1 și 1, care vine undeva aici între 1 și 2, da? Observați cum T-ul meu merge până în vârf, funcția este crescătoare. Deci maximul va fi egal cu G în 1. G în 1 cât face? Minus 1 plus 4 plus 1 egal cu 4. Da? Și atunci G de maximul este 4, răspuns corect D. Și în fine 693, ecuația F de X egal cu M. Eu cred că nici le-am marcat. Ba da. 693. Ecuația f de x egal cu m are soluții dacă și mai dacă m aparține mulțimii respective. Pe ecuația mea, observați, era cine? Era minus cos pătrat de x plus 4 cos de x plus 1 egal cu m. Corect? Nu? Asta de aici. Dar, făcând substituția respectivă, observați că ea se transformă în ecuația minus, pe care am făcut-o la problema anterioară, minus t pătrat plus 4t plus 1 egal cu m, pentru t între minus 1 și 1. Și anume ce se întâmplă? Deci dacă ecuația asta va avea
cel puțin o soluție în intervalul acesta, ecuația inițială va avea? Păi da, pentru că am făcut subția cos de x egal cu t, care are sens că t-ul este aici, deci x-ul este cine? Plus sau minus definiți, r cosinus de t plus 2k pi. Da? Cu K aparține lui Z. Deci iată că odată ce l-am găsit pe acest T ca soluția a ecuației astea, automat ecuația inițială are soluție. Prin urmare, problema s-a transformat în a afla pentru ce M ecuația asta are soluție. Dar noi am văzut așa aici că pentru T între minus 1 și 1, care erau valorile lui G de T? Că ăsta era G de T. Pe a, uitați, g de intervalul minus 1, 1, cum funcția era crescătoare, este g de minus 1 până la g de 1. Adică, cine este g de minus 1? Păi vine, minus 1 minus 4 plus 1 face minus 4 până la, cât era? Până la g de 1, până la 4. Da? Prin urmare, pentru orice m care aparține acestui interval, funcția mea fiind continuă, da? Oricărui m dintre minus 4 și 4 va exista un t care să mi-l dea pe ăsta. Deci m-ul este între minus 4 și 4, adică răspuns corect C.